nepoțelul meu cel drag. De această dată, iată, ne-a ajuns la Pupas Păcurari, cu o surpriză frumoasă pentru Castian Teodor, care astăzi este sărbătorit. Împlinește frumoasa vârstă de un anișor, iar noi mergem cu o surpriză frumoasă din partea mătușii. Așa că rămâneți cu noi să vedem cum va reacționa și să reușim să-i urăm cu toții un la mulți ani. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună seara! Căutăm un sărbătorit, cel mai important sărbătorit și părinții dumnealui. Picasian Teodor. Hai că avem surpriză! Hai că avem o surpriză! Ia să vedem! Ce avem aici? Casian, la mulți ani îți spunem! Uite ce baloane avem noi pentru tine astăzi! Uite, hai să le prindem noi! Super! Noi suntem echipa surprize la domiciliu Iași. Astăzi, știind că aveți așa un sărbătorit important în familie, venim cu o surpriză frumoasă pentru dumneavoastră din partea cuiva care astăzi și-a dorit măcar sufletește să ajungă aici la dumneavoastră. Și am să vă întreb dacă cumva bănuiți dumneavoastră cine a pregătit această surpriză. Tu și a făcut asta. Așa credeți dumneavoastră? Am să vă rog cu florile să mă... Da, lăsați că le punem aici. Tu și? Oare tu și să fie? Ce spui tu, Casian? Oare cine să fie? Ia să vedem. Da. La mulți ani, Casian Teodor. Mulțumim. Noi acum cu toții o să rog pe tati să ne ajute cu tortulețul. Așa. Înainte ca să aflăm din partea cui vine această surpriză, noi o să cântăm un la mulți ani împreună cu toți invitații, după care o să aflăm și ce au astăzi să vă transmită. Venim momentul să aflăm și ce au astăzi să vă transmită persoanele care ne-au trimis aici la dumneavoastră. Iar mesajul spune așa: dragul nostru nepoțel, îți dorim să crești mare, sănătos, inteligent și vesel. Tu deocamdată nu realizezi acest lucru, dar ai progresat mult. Ai făcut primii pași și ai rostit primele cuvinte, mama și tata. Tu ești tot mai rar în brațele mamei, vrei să guști tot și să descoperi tot. Îți dorim ca pentru părinții tei să rămâi mereu cel mai bun și ei să aibă mereu grijă de tine, să te încălzească cu bunătatea și cu iubirea lor. Primul an de viața ta a trecut ca o clipă și asta este prima ta aniversare. Îți dorim ca viața să-ți fie fără griji, fericită și luminoasă, să privești singur prin viață și să fii iubit de părinții tei și oamenii din jurul tău. Să ai parte de multe oportunități și niciodată să nu te lovești de greutăți. La mulți ani, minunea noastră! Te îmbrățișăm cu mult dor, te pupăm dulce și să nu uiți niciodată că te iubim enorm de mult. A ta tu și Denisia și Morris. La mulți ani! Iar acum să știți că noi mai avem și o melodie pentru dumneavoastră, pentru Casian mai mult, din partea mătușii, care dorește să o ascultăm împreună. Încă un pic de răbdare! Da? Nepoțelul meu cel drag, când te văd trezind temprat,
Gândiți mânuțele, eu uit supărările. Nepoțelul meu cel drag, când te văd râzând de prag. Gândiți mânuțele, eu uit supărările. Zâmbetul tău mă topește, vorba ta mă înveselește. Cu tine mă joc mereu, parcă sunt copil și eu. Zâmbetul tău mă topește, vorba ta mă înveselește. Cu tine mă joc mereu, parcă sunt copil și și-am agonisit, pe toate le-am rânduit. O parte sunt pentru tine, pe porumburțel meu nume. Am strâns și-am agonisit, pe toate le-am rânduit. O parte sunt pentru tine, pe porumburțel meu nume. Numele meu cunoscut de multă lume iubit. Tu să lupți fără încetare, să nu-l calce în picioare. Să mai aplaudăm o dată pentru Teodor. La mulți ani vă spunem și noi. Să vă bucurați mult de Casian Teodor. Să vă aducă doar bucurii și să vă mândriți cu el. Chiar mătușii transmitem salutări, facem așa cu mânuța. Și noi tare sperăm că astăzi reușim măcar sufletește să ajungă aici la dumneavoastră. O seară cât mai frumoasă. Casian, surprizele abia încep pentru tine. Trebuie să...